Cadou inedit pentru regina Elisabeta a II a Marii Britanii, suverana a primit în dar un nou cățeluș de la prințul Andrew și cele două oficiale sale. Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât animalul face parte din rasa de câini preferată de regină. Regina Elisabeta a II a avut parte de o surpriză extrem de plăcută din partea prințului Andrew. Aceasta a primit cadou un nou cățel din rasa Corgi. O lume întreagă îi știe slăbiciunea reginei Elisabeta a II pentru câinii din această rasă, pentru că a fost înconjurată toată viața de asemenea animale. Cadoul a venit la momentul perfect pentru regină, pentru că ultimul cățel care venise la palat a murit la scurt timp după decesul regretatului său soț, prințul Philip. Așadar, regina Elisabeta are un nou campion la castelul Windsor. Devotamentul reginei Elisabeta a II față de câinii Corgi datează încă din copilărie, când părinții ei, regele George al VI-lea și regina Elisabeta, aveau la curtea regală mai multe exemplare din această rasă. Din câte se pare, prințesa a avut mai mult de 30 de Corgi până în momentul în care a fost încoronată regină în anul 1952.